Salut! Discutăm despre Orange Yomi. Este un telefon cu display TFT de 3.55 cu rezoluție 320x480 pixeli. Integrează un procesor MediaTek 6572 tip dual core la 1 GHz. Vine cu 512 MB RAM, 4 GB spațiu scurt în care 2 GB în mod real, Mali 400 mAh accelerator grafic, rulează Android 4.2.2 Jelly Bean, display de 3G, cu viteză în download de până la 21.6 megabits pe secundă, Wi-Fi, sedele BG și N, Bluetooth, micro USB, camera spate, 2 megapixeli, fără LED flash, baterie de 1300 mAh, cântărește 130 de grame și 11.95 mm grosime. Este un telefon ce pare așa mai micuț bonsai, pentru că dacă vă uitați este puțin mai lat, da? Lat și mai puțin lung și de-aia are o dimensiune mai compactă, de aici și grosimea de aproape 12 mm. În ce privește dispunerea elementelor de conectivitate, în partea superioară avem butonul de power, jack-ul de 3.5 mm, la bază portul micro USB, în lateral dreapta niciun element de conectivitate, în lateral stânga tasta pentru reglarea volumului. Observați camera spate de 2 megapixeli. Este un sample de test și capacul cu care vine Orange Yomi în versiunea de retail nu este acesta, dar este un telefon produs de către Alcatel. Capacul se îndepărtează. Este un capac ușor mat, contribuie la partea de grip. Observați lângă camera 2 megapixel și difuzorul, bateria de 1300 mAh, slotul pentru SIM, slotul pentru microSD până la 32 GB. Cu ocazia asta vedeți și cât timp ia să buteze Android 4.2.2 Jelly Bean. Are o suită de aplicații portate de către Orange și le veți vedea imediat. Este un telefon care costă în jur de 300 de lei, 305 lei, cam așa, la liber, în oferta operatorului Telecom, amintit. Și la abonament ajunge și la abonamentele de bază avea un cost foarte redus. Este un telefon pe care consider că se adresează mai mult tinerilor, adolescenților, copiilor, dar și celor care vor să ia cunoștință cu ecosistemul Android, fără a investi foarte mulți bani într-un smartphone. Telefonul se mișcă nesperat de bine, adică bineînțeles că sunt situații în care mai are lag, dar de obicei se mișcă rapid prin meniu, nu are întârzieri. În browsing iar se mișcă excelent pentru un smartphone de 300 de lei. Nu este un smartphone, nu este un telefon gândit pentru aplicațiile sau jocurile cu cerințe grafice elaborate. Este suficient pentru Subway Surfer, Clumsy Bird, Angry Birds, jocuri pe care vedeți că le-am pus pe smartphone și le rulează fără nicio problemă. Ne uităm puțin la meniul său. Dintre aplicațiile pe care Orange le-a portat și care vă aminteam anterior, avem Orange Cloud, contul meu Orange, Dailymotion, platformă deținută de către operatorul Telecom, platformă de video sharing, Deezer, Fotbal Info, Orange Gesturi. Prin Orange Gesturi poți să setezi ca atunci când ecranul este, să zic, blocat, desenezi o anumită formă pe display și activezi o funcție a smartphone-ului. Alte aplicații preinstalate sunt Office Suite, Orange TV Go, Orange Travel, Orange Film, Orange Antivirus și cam atât. Testele de benchmark sunt puse de către mine și le găsiți pe site pe gadget.ro. Acolo sunt și câteva fotografii făcute cu telefon, o cameră de 2 megapixeli fără LED flash, nu cumpere acest smartphone pentru camera sa foto. Vedeți cum se descurcă în jocuri, Subway Surfer, unul dintre jocurile de volum din Google Play. Aveam degetul pus peste boxă. Volumul este la maxim. Ideea că rulează fără probleme. Cu
ocazia asta vedeți cum se aude acest smartphone. Este un smartphone ok pe partea de socializare, Facebook, Twitter, LinkedIn și pentru jocuri astea mai micuțe. Nu ar fi prea multe de zis despre acest smartphone, ne mai uităm puțin la zona de setări. Observați partea de notificări. Răspunde uneori mai greu la gesturile astea tactile, touch-ul ușor imprecis. Zona de setări nu este customizată prea tare, seamănă cu telefonul genul Nexus. Despre telefon, cum spuneam, Android 4.2.2, Orange Yomi. Telefon produs de către Alcatel pentru operatorul Telecom. Cam atât la prima vedere despre acest smartphone. Mai multe detalii găsiți pe site. Aveți linkul în descrierea de jos. Stemil Dragota, vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi cât mai frumoasă. La revedere!